În vremea aceea, Iisus le-a spus ucenicilor săi: aceasta s-o știți, dacă ar ști stăpânul casei ceasul la care vine hoțul, n-ar lăsa să îi se spargă casa. Fiți și voi așadar gata, pentru că Fiul omului va veni în ceasul la care nici nu gândiți. Atunci Petru a zis: Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toți? Domnul i-a spus: cine este administratorul credincios și chibzuit, pe care stăpânul îl pune peste servitorii săi ca să le dea parte de hrană la vremea cuvenită? Fericit slujitorul acela pe care stăpânul, când va veni, îl va găsi făcând astfel. Adevăr vă spun, îl va pune peste toate avuțiile sale. Dar dacă acel slujitor își spune în inima lui: stăpânul meu întârzie să vină, și începe să-i bată pe servitor și pe servitoare, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul slujitorului aceluia va veni în ziua în care nu se așteaptă și la ceasul pe care nu-l știe. Îl va alunga și îi va face parte cu cei necredincioși. Acel slujitor care cunoștea voința stăpânului său, dar nu a pregătit și nici nu a făcut după voința lui, va primi multe lovituri. În schimb, cel care nu știa și a făcut ceva ce merită lovituri, va primi puține. Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere. Și cui i s-a încredințat mult, și mai mult i se va cere. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudați să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Iubiți credincioși, pentru a descrie urcarea sau progresul în viața spirituală, sfinții se folosesc de mai multe imagini, de exemplu, castelul interior al Sfintei Tereza de Avila, cred că vă este cunoscut tuturor, sau alte, dacă ne gândim la muntele cu 7 trepte al lui Thomas Merton, sau alte reprezentări de felul acesta, în care sfinții încearcă să explice cum văd ei această înălțare către Dumnezeu, adică acest progres spre întâlnirea cu Dumnezeu. Aș vrea să vedem și în Evanghelia de astăzi o astfel de imagine, și anume imaginea unei case. O casă asupra căruia suntem stăpâni, că așa ne-a încredințat stăpânul nostru. De fapt, suntem administratori, nu stăpâni. Stăpânul este unul. Așadar, fiecare dintre noi poate să se simtă un administrator, așa cum prezintă Evanghelia de astăzi, care este pus să aibă grijă de servitorii și servitoarele sale, să le dea hrana la timpul potrivit, cantitatea potrivită, sigur, putem vedea mai multe aici. Și asta să o facă în mod constant. Oare care sunt acești servitori, aceste servitoare, pe care le putem vedea în Evanghelia de astăzi, dacă nu virtuțile pe care noi trebuie să le hrănim zilnic? Iubiți credincioși, fericit este acel slujitor pe care stăpânul, când va veni, îl va găsi făcând astfel, adică având grijă să cultive în casa sa aceste virtuți, care, pe de o parte, sunt în folosul omului,
Pe de altă parte, sunt și în ajutorul aproapelui, virtuți care nu sunt doar pentru noi, pentru că atunci deja este egoist, ci virtuți pe care Dumnezeu, atunci când ne le-a dat, vrea să le hrănim, să le facem să crească. Adică, știți, ca în acea povestioară cu lupul, care este hrănit mai mult sau mai puțin, acela crește. La fel și în viața noastră. Dacă hrănim virtuțile, ele devin din ce în ce mai frumoase. Și spunem că sunt oameni virtuoși. Dacă hrănim păcatul în viața noastră, devenim oameni păcătoși. De fapt, cel care nu hrănește virtuțile, cel care nu cultivă virtuțile în viața proprie, este asemenea unui administrator rău, așa cum îl prezintă Evanghelia de astăzi, așa cum îl prezintă Iisus. Dacă acel slujitor, acel administrator, își spune în inima lui, stăpânul meu întârzie să vină, pentru că știm că acestea ne sunt încredințate pentru un timp, nu pentru foarte mult timp, care 10 ani, care o lună, care 50, care 100 și nu știu exact câte vârsta maximă la care se ajunge. Dar nu foarte mult timp oricum. Dar dacă vreunul spune așa, stăpânul meu întârzie să vină și începe ce să facă? Pe de o parte, să-i bată pe servitor și pe servitoare. Adică să considere că aceste virtuți nu sunt necesare. Ne gândim la ceea ce ne spune Sfântul Paul în prima lectură de astăzi. Păcatul trebuie scos din viața noastră. Asta nu înseamnă că dacă trăim prin har, trebuie să fim sclavii păcatului, ci din contra, trebuie să fim sclavii dreptății. Așadar, începe prima dată să-i bată pe servitor și servitoare, adică acele virtuți care sunt de fapt puse în slujba sufletului nostru. Nu sunt în slujba, să spunem așa, în primul rând altcuiva, ci în primul rând pentru noi, ca să ajungem la desăvârșire. Și după, vedeți, vin astea, aceste lucruri vin într-un mod cât se poate de logic. Dacă stăpânul acela, dacă acel slujitor începe să-i bată pe servitor și servitoare, ce începe să facă mai departe, dacă nu cultivă virtuțile? Începe să mănânce, să bea, să se îmbete și așa mai departe. Adică lucruri care vin în mod natural, atunci când este dat Dumnezeu la o parte, vine Duhul cel rău cu viciile, normal. Vine și ce face? Îl face pe om sclavul viciilor sale. Iubiți credincioși, nu este suficient să hrănim, să avem grijă, să cultivăm virtuțile în viața noastră, ci trebuie să le punem în slujba și a celorlalți. Pentru că, iată ce spune Iisus mai departe în Evanghelie, oricui i s-a dat mult, mult i se va cere. Și am spune noi, oricui i s-a încredințat puțin, i se va cere puțin. Dar Iisus nu spune asta, spune și oricui i s-a încredințat mult, și mai mult i se va cere. Adică fiecare dintre noi ni s-a încredințat mult. Niciodată nu s-a încredințat nimănui puțin. I s-a încredințat mult, atâta cât poate să ducă. Iubiți credincioși, această Evanghelie să ne ajute să fim mai fervoroși în bine, în a face binere, în a cultiva virtuțile în viața noastră. Să ne ajute să fim mai atenți la glasul lui Dumnezeu, care poate să vină și în momentul acesta. Și ce se întâmplă un pic așa? Pac, la inimă s-a dus totul. Acum poate să vină. Ne găsește având grijă de casa noastră, adică de acest castel interior pe care Dumnezeu l-a creat pentru noi. Asta aș spune să vedem din punct de vedere sufletesc Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o, adică un punct de vedere așa mai profund. Dar vă propun să vedem și dintr-un alt punct de vedere Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o, și anume grija față de ceilalți, adică solidaritatea. Pentru că, vedem, unii oameni au mai multe responsabilități,
alți oameni au mai puține responsabilități, dar fiecare om are acea responsabilitate pentru care Dumnezeu îi va cere cont la sfârșitul vieții sale. De exemplu, un preot, unui preot i s-a încredințat mult, foarte mult, și asta trebuie să fie un îndemn la nu sta și fă ceva. Unui profesor i s-a încredințat foarte mult, dar dacă el nu are grijă de darurile care au fost încredințate într-un mod gratuit de Dumnezeu, perfect gratuit, că nu am muncit pentru ele, ci a primit aceste capacități de la Dumnezeu, ceea ce a făcut, a făcut să le cultive. Așadar, dacă unul care este pus într-o responsabilitate nu-și face datoria pe care o are față de slujitori, slujitoare, oare cum va arăta la judecată? Nu-și va primi multe lovituri, așa cum spune Evanghelia de astăzi? Va putea să stea cu capul sus înaintea lui Dumnezeu? Sau o mamă, un tată în familia sa, în casa sa, este exact imaginea Evangheliei de astăzi. Este pus de Dumnezeu, este pusă de Dumnezeu să aibă grijă de un copil, 2, 5, 10, 15, 20 sau cât îi dă Dumnezeu. Dar nu se preocupă de educația acestor copii, îi lasă la voia întâmplării sau îi neglijează. Cum va arăta acest om? Cum se va prezenta înaintea lui Dumnezeu la judecată? Și sigur că putem privi și la un nivel și mai mare, persoane care au în grijă foarte multe persoane și nu își împlinesc datoria de a fi mâna lui Dumnezeu pentru ceilalți. Oare cum va arăta judecata lor? Pentru noi un lucru este clar. Stăpânul casei va veni la o oră la care nu ne așteptăm. Asta nu trebuie să fie pentru noi un motiv de frică, ci din contra, trebuie să fie un motiv de a fi și mai fervoroși în săvârșirea binelui, de a fi și mai atenți în împlinirea voinței lui Dumnezeu. Căci vedeți, cel care știa care este voința stăpânului și nu a împlinit-o, acela va primi pedeapsă. Chiar aceste cuvinte sunt în Evanghelia de astăzi. Voința lui Dumnezeu. Să împlinim așadar voința lui Dumnezeu mai întâi pentru noi, pentru că cine nu se iubește pe sine însuși nu poate să-l iubească pe celălalt. Cine nu vrea să ajungă la mântuire nu poate să aibă grijă de celălalt, cât de multă grijă am eu ca X sau Y să ajungă la mântuire. Trebuie să avem grijă și de noi și de ceilalți. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne ia moartea prin surprindere, ci să fim mereu gata să dăm cont de darurile pe care le-am primit și de modul cum am administrat ceea ce am primit în viața noastră pentru binele nostru, dar și pentru binele celorlalți pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Fraților preiubiți, știind că la sfârșitul vieții va trebui să dăm cont în fața lui Dumnezeu despre gândurile, cuvintele și faptele noastre, să-L rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, să aibă milă de noi. Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul celor vii și al celor morți, dă-le slujitorilor bisericii tale harul, ca prin cuvânt și exemplu să lumineze conștiințele tuturor și să-i susțină pe calea împlinirii poruncilor tale. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe educatori și pe conducători să fie pildă bună pentru cei încredințați grijilor. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează viu în noi gândul că, întrucât avem nevoie de iertarea ta, suntem datori să iertăm și noi întotdeauna aproapelui nostru. Te rugăm, ascultă-ne! Nu îngădui ca vreunul dintre noi să moară înainte de a se fi împăcat cu Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Adu-ți aminte de ostenelile și suferințele pe care le-ai îndurat pentru noi și fii îndurător la judecată. Te rugăm, ascultă-ne! Primește în fericirea veșnică pe toți credincioșii răposați. Te rugăm, ascultă-ne!
Doamne Dumnezeule, atot stăpânitor, Tu i-ai dăruit omului libertatea de a alege binele sau răul, viața sau moartea. Ai milă de noi toți și luminează-ne să Te alegem întotdeauna pe Tine pentru a ne putea bucura de iubirea Ta în toată veșnicia, prin Hristos, Domnul nostru.